Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin. Frații mei, de o vreme încoace, ne tot strângem împreună pe marginea rugăciunii. Scopul ar fi ca să reînțelegem rugăciunea și mai mult decât atât, să reîncepem o experiență în legătură cu rugăciunea. Continuăm această rămânere a noastră, a tuturor, în jurul acestui subiect. Și vă voi invita în seara aceasta să ne rugăm pentru rugăciune și pentru ca ea să fie și să devină experiența noastră de cunoaștere a lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 22 cu versetul 40, ne spune exact ceea ce am citit înainte. După ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei în muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Când a ajuns la locul acela, le-a zis: rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De ce trebuiau să roage ucenicii? Ca să nu cadă în ispită. Observați, rugăciunea are o funcție preventivă. Deci rugați-vă acum pentru ca să nu cădeți în ispită când? Mai târziu, când vine ispita. Domnul Iisus Hristos vorbește cu ucenicii. De asemenea, vreau să pun înaintea dumneavoastră întrebarea aceasta. Ucenicii se așteptau ca să cadă? Nu. Se așteptau ucenicii să cadă în ispită? Nu. Pe ce se bazau ucenicii atunci când ei nu se așteptau să cadă în ispită? Pe ce se bazau ei? Pe faptul că nici nu le trecea prin gând treaba asta. Adică, știi, atunci când te tocmești cu păcatul, te tocmești cu căderea, atunci îți mai trece prin gând că s-ar putea întâmpla să cazi. Vreau să mă opresc puțin aici și haideți să ne gândim la noi înșine, la momentele noastre de târguială cu păcatul. Dar parcă mai merge odată, parcă numai de data aceasta, poate numai în contextul acesta. Doar n-o fi foc. Aș vrea să ne gândim că mintea ucenicilor nu se ocupa cu așa ceva. În mintea ucenicilor nu era niciun fel de târguială în legătură cu păcatul. Nu era niciun fel de târguială în legătură cu faptul că ar putea să cadă la viitoarea ispită. Nu exista treaba asta. Erau ferm hotărâți ca să stea lângă Domnul Iisus Hristos orice s-ar întâmpla. E corect? De unde știm? Au și spus-o. Cine a spus-o? Petru. Doamne, eu sub nicio formă. Și mulțumesc pentru acest aspect. Petru a fost purtătorul de cuvânt al celorlalți. Acum, mai târziu, Petru a fost hotărât să și pună în aplicare lucrul acesta. Când au venit să pună mâna pe Domnul Iisus Hristos, nu știu ceilalți, dar Petru a scos sabia din teacă. De fapt, erau doi care purtau sabia acolo. Unul dintre ei era Petru. Petru a scos sabia din teacă și a fost hotărât să nu cadă în ispită. Clar! Deci, repet încă o dată, din punct de vedere al minții, al hotărârii, ucenicii erau clar hotărâți să nu cadă în ispită. De asemenea, mă întorc la ceea ce am spus anterior. Uneori, noi nu suntem în poziția ucenicilor, adică suntem mult mai departe decât ei. Uneori noi suntem în situația în care negociem cu ispita și zicem așa: numai de data asta mă mai uit, numai de data aceasta mai... gust, mulțumesc. Numai de data aceasta mai fac compromisul acesta. Numai de data aceasta. Poziția aceasta este net inferioară poziției în care se aflau ucenicii în momentul în care spuneau: noi nu ne târguim, noi nu jucăm cu păcatul, noi nu vrem să cădem în ispită.
Ei erau deci pe postura aceasta, erau hotărâți așa, se fixaseră așa și totuși Domnul Iisus Hristos vine la ei și spune, rugați-vă, pentru că nu rezistați. Paun, un punct. Pe ce credeți că se mai bazau ucenici? Se bazau pe faptul că erau aleșii, așa cum spune fratele meu. Erau aleșii lui Iisus Hristos și erau aleși prin naștere, ca popor și așa mai departe. Pe ideea că nu, ei nu puteau falimenta. Pe ideea aceasta... Poftim? Da, pe ideea că ei erau chemați la izbândă, la... Nu se putea ca să falimenteze. Nu, chiar nu se putea. Da. Vin din nou la noi, pentru că vreau să ne comparăm de fiecare dată. Nu vi se pare că și noi suntem în aceeași situație? Adică, cine dintre noi ar putea totuși să-și imagineze în dreptul lui că ar putea să cadă? Din copilărie cunosc Sfintele Scripturi. Din copilărie am fost călăuza orbilor. Din copilărie am fost lumină. Din copilărie am venit la biserică și am învățat ce se poate și ce nu se poate, ce este drept și ce nu este drept. Din copilărie avem chemarea, din copilărie avem moștenirea, din copilărie învățăm despre cetatea sfântă, noul Ierusalim care ne așteaptă acolo, numele noastre în ceruri. Există un context, într-adevăr, favorabil, pentru ca să spunem, Doamne, toate lucrurile acestea sunt pentru mine. Cum e posibil ca eu să... Și totuși Domnul Iisus Hristos, uitându-se la ei, știind treaba aceasta, spunându-le, voi sunteți seminția lui Avram, voi aveți făgăduințele, voi aveți legământul, voi aveți binecuvântările, voi aveți Mesia, pe Mesia, voi îl aveți, mă aveți pe mine. Cu toate acestea, Domnul Iisus Hristos se uită la ei și le spune, rugați-vă, pentru că cu toate acestea, dacă nu vă rugați, nu veți rezista. Veți cădea în ispită. Ce alte lucruri credeți că mai stătea la baza credinței lor neclintite? Dom'le, vom rezista. Ei se bazau pe puterea lor, pe seriozitatea lor de a face ceva pentru Iisus Hristos. O viață de 3 ani de zile erau cu Domnul Iisus Hristos. De 3 ani de zile și erau hotărâți pe treaba asta. Nu numai și meseria, dar și familiile. Își lăsaseră familiile acolo, își luaseră la revedere de la ei. În fiecare zi erau cu Domnul Iisus Hristos. Din când în când familiile le mai aduceau ceva de acasă, dar ei stăteau cu Domnul Iisus Hristos. Toate familia lor știau că ei se consacraseră pentru altceva, fusese răpuși deoparte. Chiar termenul ăsta de sfințit sau de puși deoparte se potrivea foarte bine pentru ei. Familiile lor îi scoseseră din casele lor și îi puseseră deoparte în mintea lor pentru altă lucrare. Și ei erau acolo. Soția lui Petru, spre exemplu, știa că Petru este dedicat pentru altă lucrare și n-a venit nici măcar o dată, nu găsesc în Sfânta Scriptură, n-a venit nici măcar o dată să-i vină să-i reproșeze, vino Petre acasă pentru că avem probleme. Nu, ea știa că soțul ei fusese dedicat pentru lucrarea Domnului și îl susținea pentru asta. Acum, fraților, dedicați pentru lucrarea aceasta, în fiecare zi cu Maestru, în fiecare zi cu Domnul Iisus Hristos. În fiecare zi. Da? Și Domnul Iisus Hristos, spuneți-mi ce făcea Domnul Iisus Hristos cu ei în fiecare zi? Ce îi uimea pe ei? În fiecare zi Domnul Iisus Hristos îi învăța. Stătea, îi așeza jos, le spunea. Și ei gândeau. Din punct de vedere al predicilor, vă rog frumos, să mergeți acasă și să vă uitați dumneavoastră cât de mult au reținut ei din predicile Domnului Iisus Hristos. Citiți Evangheliile Matei, Luca, Marc. Și veți vedea că Matei și Luca, spre exemplu,
Sunt pline de predicile Domnului Iisus Hristos. Luca, de unde știa predicile Domnului Iisus Hristos? De la ei. Ei le spuneau mai departe. Nu? Apoi minunile. Citiți pe Evanghelia după Marcu și veți vedea minune după minune, minune după minune. De unde știa Marcu minunile? Că Marcu nu fusese acolo. Poftiți? De la ei, de la ucenici. În continuu, viețile ucenicilor erau pline de predici și de minuni, predici și de minuni, predici și de minuni. Aveau ce să dea. Citeam o carte deosebită care spunea așa, Cartea Faptele Apostolilor de Ellen White, spunea că ucenicii au observat că în momentul în care ei reproduc cuvintele Domnului Iisus Hristos, oamenii sunt mult mai impresionați decât atunci când ucenicii vorbeau cu cuvintele lor. Și atunci ei au început să repete din ce în ce mai mult cuvintele Domnului Iisus. Deci erau niște, așa cum zice Scriptura, erau niște martori ai cuvintelor și ai minunilor sale. Și în timp ce mintea lor era plină de cuvinte și de minunile lui, Domnul Iisus Hristos le spune: aveți grijă, nu rezistați numai cu cuvintele și cu minunile. Nu, nu rezistați. Voi rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Cu alte cuvinte, nu-i destul cuvântul, nu-s destule minunile pe care le-ați văzut, la care ați asistat, la care ați participat, că nu doar au asistat. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus Hristos i-a făcut părtași minunilor sale. Nu doar că le-a spus, uite, duceți și frângeți și voi pâine mai departe. Și pâinea s-a mulțit în mâinile lor. Nu doar asta. Dar la un moment dat, Domnul Iisus Hristos i-a luat pe cei 12 și le-a zis: duceți-vă și vindecați, scoateți demoni. Și ei s-au dus. Și au venit înapoi uluit și a spus: Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Ei au fost părtași la minunile Domnului Iisus Hristos și totuși Domnul Iisus Hristos le spune: nu, aveți grijă, nu-i destul, voi rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Sunt mai multe lucruri care ar putea să fie amintite. Ce alte motive aveau ucenicii să nu fie îngrijorați de căderea lor? Da, dumneavoastră le puteți enumera mai departe. Mă mai poate ajuta cineva? De ce erau ucenicii siguri că nu vor cădea? Deci s-a spus la un moment dat, datorită, care a fost primul? Poftiți? Ei nu se gândeau să cadă. Apoi ei se gândeau la chemarea lor, la legământul cu Iisus Hristos. Apoi, acum, despre ce am vorbit? Minunile și cuvântul Domnului Iisus Hristos care era cu ei. Acestea erau motive pentru care ei credeau: noi nu putem să cădem. Și totuși Domnul Iisus Hristos le spune: voi veți cădea dacă nu vă rugați. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deci, încă o dată, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Mai sunt și alte motive pentru care ei credeau că nu vor cădea? Erau în prezența Mântuitorului, sigur că da. Alte motive, poftiți? Sigur că da. Ei se bazeau pe prezența Domnului Iisus Hristos și credeau că niciodată nu vor fi singuri. Corect. Poftim? Mesia nu cădea. Dacă Mesia nu va cădea, nu vor cădea nici ei. Se gândeau la asta. Și multe alte motive. Și totuși, vă rog să rețineți un lucru. Niciunul dintre ei nu s-a gândit să se roage. Niciunul dintre ei nu s-a gândit că, de fapt, căderea sau necăderea lor este în funcție de rugăciune. Niciunul nu s-a gândit la asta. Să nu le fi spus Domnul Iisus? Cum să nu le spus? Că le-a spus: rugați-vă să nu cădeți în ispită. Să nu le fi spus de mai multe ori? Treceți o pagină mai devreme. Simone, Simone, Satana a cerut să vă cearnă ca grâul. Asta se întâmplase cu câteva ore mai devreme. Nu i-a luat Domnul Iisus Hristos pe muntele schimbării la față? De ce i-o fi luat acolo?
I-a luat acolo pentru ca să-i scoată din cadrul acela cu care erau obișnuiți ei și pe munte să le ofere un cadru nou în care rugăciunea să fie respirația sufletului lor. Mântuitorul a vrut să-i învețe să se roage. Și totuși n-au prins ideea asta. Oare de ce? Oare de ce n-au prins ideea că dacă vrei să nu cazi, trebuie să te rogi? De ce? Dar de ce? Că Mântuitorul le-a spus, adică, vedeți, mult mai ușor au crezut că pentru a nu cădea trebuie să înveți cuvântul. Mult mai ușor au crezut că pentru a nu cădea trebuie să nu faci compromis. Dar nu s-au gândit niciodată că pentru a nu cădea trebuie să te rogi. De ce nu s-au gândit la asta? Nu vi se pare că ucenicii nu înțeleg ce-i cu rugăciunea? Nu vi se pare că ei nu înțeleg ce-i rugăciunea? Ca și noi, de fapt. Doamne, ce-o fi rugăciunea asta de așa de importantă? Ce-i cu ea? Când zicem că este mijlocul prin care primești putere, așa cum mi se sugerează, este adevărat. Asta este un efect al rugăciunii. Dar ce e ea? De ce am așa de mare nevoie? De ce am așa de mare nevoie să-mi oprez mintea asta a mea, care se gândește la toate lucrurile de pe pământul ăsta, începând de la perechile de pantofi pe care am, la fuste, pantaloni, cravate, batiste, mașină și așa mai departe. Tot ce există în lumea aceasta, mintea asta le procesează pe toate, să se oprească de la toate, să-și ia un sabat și să se roage. Adică să nu mai lucreze. Când zic să-și ia un sabat, în mintea mea înțeleg, să nu mai lucreze pe terenul lumii acesteia și dintr-o dată să se ocupe numai cu ce? Să-L caute pe Dumnezeu. Lucrul ăsta este atât de rar întâlnit în experiența noastră, încât nu suntem obișnuiți cu el, ni se pare ciudat și îl practicăm foarte puțin. Deci vreau să înțelegem, de fapt rugăciunea este un antrenament al minții care se realizează sub influența cui? A Duhului Sfânt. Repet încă o dată, este un antrenament al minții realizat sub influența Duhului Sfânt. Eu m-am rugat o viață întreagă de când eram copil, cu toate acestea, experiența rugăciunii se maturizează sub alți factori și de curând încerc să înțeleg această experiență a Duhului. Mă grăbesc și vă invit să vedem dacă putem găsi o persoană care s-a rugat înainte și când a venit ispita să o găsească pregătită și să nu cadă. Înțelegeți exact ce spune aici. Domnul Iisus Hristos zice, rugați-vă să nu cădeți în ispită. O fi vreodată o situație în care un om să se fi rugat și atunci când a venit încercarea să-l prindă pregătit și să nu cadă? Este? La o astfel de experiență v-aș ruga eu să ne gândim. Este o experiență pe care eu m-am gândit să vi-o pun, să vi-o împărtășesc cu dumneavoastră și care este de asemenea o experiență destul de cunoscută. Se găsește în Iosua, capitolul 5. De la versetul 13, Iosua, așa cum ne prezintă Cartea Patriarhi și Profeți, a ieșit noaptea afară din tabără. Ierihonul era înconjurat de trupele lui Israel. Cei din Ierihon erau înăuntru, în cetate asediată. Soldații erau la posturile lor. Cetatea părea de necucerit. Și în condițiile acestea, Iosua iese afară din tabără și în miez de noapte începe să se plimbe în afara cetății, pe lângă zidurile cetății. Vreau să vă întreb ce făcea Iosua. Frații mei, Iosua era urmașul lui Moise, așa cum bine știți. Când Moise era afară
la popor, în anumite situații, cuvântul lui Dumnezeu spune că Iosua rămânea în cort, în prezența lui Dumnezeu, în cortul întâlnirii, și stătea acolo, în prezența lui Dumnezeu. Se obișnuia cu această prezență. Să știți că prezența lui Dumnezeu în viața noastră sau lângă noi e total diferită de prezența lui Dumnezeu nesimțită în viața noastră. Cu alte cuvinte, de viața noastră de fiecare zi. Când Dumnezeu se manifestă, e diferit. Și Iosua stătea în cort, obișnuindu-se cu prezența lui Dumnezeu. Apoi, Moise a murit. Iosua a fost luat, uns, pus conducător al poporului Israel. Și aceasta era prima lui acțiune. Trecerea Iordanului fusese de fapt prima, dar prima acțiune de război a lui Iosua în calitate de conducător absolut era aceasta. Și acum, omul care se obișnuise să stea în prezența lui Dumnezeu, stă noaptea și nu poate dormi. Stă noaptea și cugetul său este frământat. Doamne, asta este cetatea, ăsta este poporul tău, aici sunt eu. Și inima sa vorbește, vorbește, vorbește. Și dintr-o dată, în condițiile acestea, versetul 13, pe când Iosua era lângă Ierihon, a ridicat ochii, s-a uitat. Iată că un om stătea în picioare înaintea lui cu sabia scoasă. Vă rog să-mi răspundeți dumneavoastră ce se întâmplă în timpul rugăciunii lui Iosua. În timpul rugăciunii, Iosua se întâlnește cu Domnul. Ce rost are rugăciunea? Ce rost are rugăciunea lui Iosua? Când Iosua, marele general, se roagă, ne-am așteptat ca Iosua să se roage în legătură cu cucerirea Ierihonului. Și probabil că asta a făcut. Dar vă rog să observați că rugăciunea lui nu face altceva decât îl face posibil ca Iosua să se întâlnească cu Îngerul Domnului. Atât. Atât. Și acum revin la textul dinainte. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Când înainte de ispită eu și cu tine ne rugăm, ce se va întâmpla în timpul rugăciunii? Care este rostul? Întâlnirea cu Iisus. Când Domnul Iisus Hristos se ruga de ucenicii săi, băi, rugați-vă și voi înainte de momentul acesta al crizei, ce intenționa Domnul Iisus Hristos să se întâmple cu ucenicii? Poftiți? Nu doar să vorbească cu Dumnezeu, nu să înalți o rugăciune și atât. Nu! Domnul Iisus Hristos dorea ca ei să se întâlnească cu trimișii cerului. De unde, pe ce mă bazez când spun asta? De unde știu? Simplu, pe încercarea Domnului Iisus Hristos de a mai face treaba asta odată cu ei la Muntele Schimbării la față. I-a luat de mână, i-a urcat pe toți pe Muntele Schimbării la față pentru ca ei să se întâlnească cu cine? Cu Moise și Ilie. Și să audă vocea Tatălui. Ăsta e rezultatul rugăciunii. Și ei, în timp ce Domnul Iisus Hristos îi ridica pe munte, ei au adormit. În Ghețeman, ei au adormit. Ei au ratat momentul pregătitor pentru criză. Iar momentul pregătitor pentru criză avea în vedere întâlnirea cu cine? Cu cerul. Ăsta este scopul rugăciunii. Fraților, noi putem să știm Scriptură, putem să vedem minuni, putem să venim la biserică, putem să fim extraordinar de clari în principiile pe care noi le avem, ceea ce este foarte bine, dar toate aceste lucruri, toate acestea pe care le-am amintit până acum, nu sunt altceva decât cadrul pentru care genunchiul tău, sau în care genunchiul tău și genunchiul meu să se îndoaie. Să se îndoaie și să ne rugăm. Atât. Principiile mele în legătură cu sabatul, în legătură cu poruncile lui Dumnezeu, sunt principii care
pregătesc posibilitatea ca rugăciunea mea să fie ascultată. Ele creează cadrul pentru ca eu să mă pot ruga. Sabatul nu este altceva decât o încercare în care eu să dezvolt arta închinării. Când zic artă, nu mă refer la arta obișnuită, dar secretul acesta al închinării. Toate aceste celelalte lucruri mă conduc la asta. Mă întorc din nou la Iosua față în față cu îngerul. Vreau să vă întreb, dacă Iosua nu s-ar fi întâlnit în noaptea aceea cu îngerul Domnului, în timpul rugăciunii sale, cum s-ar fi derulat cucerirea Canaanului? Sau nu, cucerirea Ierihonului întâi. Cum s-ar fi derulat cucerirea Ierihonului? Poftiți? Care era strategia pe care, la care se gândea Iosua în legătură cu cucerirea Ierihonului? Poftiți? Dar care ar fi fost? Luptă! Luptă! Aceea era strategia pentru a doua zi. Luptă! Datorită rugăciunii, Iosua cucerește Ierihonul altfel. Dumnezeu se adresează lui Iosua și spune: tu doar înconjoară Ierihonul până când va cădea. Fraților, ăsta este secretul rugăciunii. Rugăciunea este locul unde Dumnezeu comunică poporului său strategii cerești și ne salvează de strategiile noastre. Ne salvează de strategiile noastre. Nu mai e timp, dumneavoastră vă rog să vă gândiți mai departe, dar dați pagina. După ce Iosua cucerește Ierihonul, cetatea de cea mai importantă de intrare în Canaan, după aceea, lângă Ierihon mai era un ciot, vorba lui Eminescu. Un ciot, Ai, cetatea Ai. Și Iosua trimite câțiva oameni și zice: ia vedeți voi cum este țara. Se duc, îi scoade la acolo și ăștia vin înapoi. Auzi, dacă am cucerit noi Ierihonul, te rog frumos, nu mai obosi toată, trimite și tu acolo vreo 3.000 de oameni să facă curățenie și gata. Fraților, strategia noastră e clară întotdeauna, noi avem planuri clare, noi avem totul foarte limpede și așa fac. Trimit 3.000 de oameni la Ai. Și spre surprinderea lor, cei din Ai îi pun pe toți pe fugă. Contextul ne-l arată pe Iosua în sfârșit din nou la rugăciune, plângând și întrebând: Doamne, de ce se face asta? Pe acum n-o să, zice el, n-o să râdă tot Canaanul de noi și de numele Tău. Vă rog să observați fluctuațiile astea majore, psihologice, de la o situație la alta. Odată Dumnezeu este în control în momentul în care Ierihonul cade, pe urmă când iau bătaie la Ai, oamenii se întreabă, poporul se întreabă: Doamne, nu mai ești cu noi, ce se întâmplă? Ne-am făcut de râs. Așa e. Așa cădem noi. Și pe drept. Mă întorc. De ce au căzut? Din ce cauză? Fraților, simplu. E adevărat lucrul ăsta, dar simplu. Nu s-au mai rugat. Atât. Dacă s-ar fi rugat, Dumnezeu le descoperea planul său și pentru cetatea următoare. Pentru că Dumnezeu avea alt plan și pentru Ai. Dar nu s-au mai gândit la planul lui Dumnezeu, ci s-au gândit doar la planul lor. Reținem împreună acest aspect. Rugăciunea modifică planurile noastre
sau dă la o parte planurile noastre și pune la dispoziția noastră planurile lui Dumnezeu. Asta este rugăciunea. Rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. De ce cădem noi în ispită? De ce cădem noi în ispită de obicei? Datorită faptului că noi ne luptăm cu armele noastre, cu planurile noastre, cu perspectivele noastre. Și nu așteptăm ca Dumnezeu să ne arate planurile Lui. Planurile Lui. Da, fraților, nu este ușor deloc. Nu este ușor deloc să-l faci pe cineva să se roage. Ideea a treia și cu care închei este faptul că Domnul Iisus Hristos a vrut să-i facă pe ucenici să se roage și vă rog să-mi spuneți dacă a putut. Deci, Domnul Iisus Hristos a vrut să-i facă pe ucenici să se roage. Întrebarea mea este, a putut? Din nou vă aduc aminte de faptul că Domnul Iisus Hristos și-a luat ucenicii cu el pe muntele schimbării la față. Și a luat pe cei mai buni. Adică cum pe cei mai buni? Adică cum pe cei mai buni? Pe aceia care erau cel mai mult implicați în lucrare, cel mai aproape de sufletul Domnului Iisus Hristos. Petru, cel care a zis primul, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ioan, cel care dormea cu capul pe pieptul lui. Iacov. Erau aceia care simțeau cel mai mult sufletul și inima Domnului Iisus. Și a luat cu el. I-a dus pe muntele schimbării la față și i-a zis, știți ce? Așteptați puțin până când se deschide cerul. Așteptați puțin până se deschide cerul. Vreau să vă întreb, vă puteți imagina durerea sufletului Domnului Iisus Hristos când i-a văzut picotind? Încă o dată vă întreb, vă puteți imagina durerea sufletului Domnului Iisus Hristos când i-a văzut Petru adorme, Iacov adorme și pac, gata, i-a pierdut. O am o altă întrebare. De ce Domnul Iisus Hristos, nu, când a văzut că se apropie Tatăl, de ce nu s-a dus la ei să-i zgâlțe? Sculați-vă, ia uitați-vă că vine norul, uitați-vă că vine lumina, uitați-vă că se aud vocile, fiți atenți și voi la... De ce nu s-a dus la ei să-i scoale? De ce i-a lăsat să doarmă? Eu cred că dacă i-ar fi zgâlțăit, ar fi auzit discuția dintre Moise, Ilie și Domnul Iisus Hristos și probabil că ar fi înțeles mai multe din planul mântuirii și chiar din zilele care urmează și înaintea crucificării. Ar fi înțeles mai bine. I-ar fi pregătit mai bine. De ce nu i-a trezit? A fost la sfârșit. Spiritul profetic spune că discuția pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o cu Ilie și cu Moise, discuție pe care a avut-o pentru ca să o audă ei, în mod special pentru ei, discuția a fost pierdută. De ce nu i-a trezit? Ce? Posibil, nici nu știu, sincer să fiu. Mă gândesc în momentul în care mă gândesc că Domnul Iisus nu i-a trezit, mă gândesc la noi. Despre Laodiceea se spune că noi cam dormim. Crezi că ne va trezi Domnul Iisus Hristos? Crezi că ne va zgudui, va veni la noi să ne ia de umăr, să zică, hei, treziți-vă pentru că, uite, se deschide cerul. Crezi că va face lucrul ăsta? De ce? Dumneavoastră spuneți clar nu. Întrebarea mea e de ce? I-a făcut atent să se uită în legătură cu ce se întâmplă cu ei, dar când le-a fost somn, nu i-a trezit. Nici pe muntele schimbării la față și nici în Ghețeman. I-a lăsat să doarmă. Ba încă le mai spune, iertați-mă, ba încă le spune, dormiți de acum. Repet, sau mă grăbesc puțin. Vreau să întreb, mă întorc la noi. Credeți că ne va trezi? Dumnezeu a spus nu. Întrebarea la care eram, de ce credeți că nu ne va trezi? Dumneavoastră a spus un cuvânt teribil de dureros. Întrebarea mea este de ce? Pentru că, frații mei,
La rugăciune trebuie să venim de bunăvoie. Nu se poate altfel. La rugăciune nu putem să fim aduși. La rugăciune nu putem să fim forțați. La rugăciune. Mântuitorul i-a putut aduce până pe vârful muntelui. Dar când a fost vorba ca să se roage, i-a lăsat pe fiecare să se roage. Mântuitorul i-a dus până în pragul grădinii. Dar când a fost vorba să se roage, fiecare au hotărât dacă se roagă sau nu. Cernerea se face în funcție de dacă ne rugăm sau nu. Încă o dată, oricât s-a străduit Domnul Iisus Hristos, nu i-a putut face pe ucenici să se roage. Petru nu s-a putut ruga decât într-o singură condiție. Vă amintiți? A ieșit afară și a plâns mult. S-a rugat toată noaptea. Se mai rugase vreodată toată noaptea? Fraților, se întâmplă că Dumnezeu așteaptă ca noi să descoperim nevoia noastră extraordinară după cer. Dumnezeu dorește ca noi să descoperim câtă nevoie avem de o viață de sus. Dumnezeu așteaptă ca noi să descoperim insuficiența noastră. Dumnezeu așteaptă să descoperim că noi nu se poate să ne mai bazăm pe nimic din ceea ce avem și că trebuie să căutăm rugăciunea cu orice preț. Dumnezeu așteaptă ca noi să ne întâlnim cu Tatăl în rugăciune. Mai ales pentru vremurile pe care le trăim astăzi. Dacă nu vom face lucrul acesta, atât individual cât și ca biserică împreună, astfel încât să-L căutăm pe Dumnezeu în rugăciune, atunci trebuie să ne răsune în urechi cuvintele acelea. Rugați-vă pentru ca să nu cădeți. Este singura posibilitate. Uitați-vă puțin la noi, la dorința noastră de a ne ruga și atunci vom descoperi câți dintre noi suntem sau nu suntem pregătiți pentru a rămâne în picioare. Ăsta este secretul. Cu ajutorul Domnului Iisus vreau să închei aici, adresându-vă și eu personal, în primul rând mie și apoi dumneavoastră, această rugăminte. Frații mei, rugați-vă pentru ca să nu cădem în ispita. Amin. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să redescoperim rugăciunea. Puterea ei, frumusețea ei, secretul ei, nevoia ei.